Salut, ciobănași! Astăzi am scos oile cu miei la iarbă. Au iarbă să mănânce. În alți ani, pe vremea asta, dădea miei. Anul ăsta îi scot pentru prima dată la iarbă. Vedeți ceea ce am mai spus și în alți ani. În agricultură, nu, un an nu e la fel ca celălalt. Trebuie tot timpul să cauți altfel de strategii, altfel de a face munca cât mai ușoară și să ai și un profit. Bă, că încep și ei să mănânce. Acum s-au mai liniștit. Până acum au mai fost mai agitați, au mai zberat, acum bă, că s-au mai potolit, unii dintre ei dorm. Au mâncare. Să mor mai sus, să îi filmez mai de deasupra. Așa că de acum încolo mai facem câteva videoclipuri de la pășunat. Astăzi numai oile cu miei mari. Ce avem aici? Oile năfătate și berbece și mieluse de anul trecut. Stă fratele cu ele până le împreunăm. Mai o săptămână. Iar oile cu doi și crudele și alea ce au mai fătat zilele astea, alea încă rămasă pe saivan, oile cu doi vor rămâne până la Paști, să vedem ce dăm din ei, pentru că avem comenzile oamenilor care tot timpul ia de la noi, să vedem dacă reușim să dăm. Am zis că acum zilele astea să facem o cântărire, să vedem aproximativ dacă avem de dat bine, dacă nu, să-i anunțăm și să le spunem să ia din altă parte, că asta e anul ăsta, nu se poate. Dar trebuie prima oară cântărit să ia mare, să vedem, să alegem din ei care sunt mai grași. Și restul după Paște împreunăm cu astea și cu restul. Și atunci îi ținem până la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, cam așa cred. Mai bine reușim să sămânăm floarea soarelui, ovăsul, săptămâna viitoare floarea soarelui, după aia porumbul. Să vedem, poate cosim și o primatură de lucernă. Mai bine mai terminăm de treabă și atunci ne apucăm de mulți. Pentru că ca să începem să fim mulți de acum, cum am făcut an la rând, în primul rând trebuiau să-i separ, îmi trebuia un om, am mai spus și în celălalt vlog. Doi la mână, mai trebuia un mulgător și un strungar. Și acum un mulgător și un strungar nu pot să vină pe 300 de lei, 500 de lei. Îți vine pe un salariu bun. Un strungar la fel. Tot pe un salariu bun, pentru că el vine dimineața, chiar dacă el lucrează o oră, două dimineața și o oră, două după masa, și pierde ziua, tu trebuie să-l plătești ca și un cioban sau ca un mulgător. Eu nu pot să-i dai lui mai puțin ca la asta. Și atunci, ca să plătesc două persoane de acum, cam ce iau pe mere, dau pe pere, înțelegi? Adică ce câștig pe lapte, mai ales că acum luna asta, aprilie, laptele e cam mai puțin, că iarba acum pornește. Bă, da seama, ce câștig dau la strungar, la mulgător, plus că ne obosim noi, adică, da, v-am spus, trebuie să sămânăm, avem mult, pentru că punem anul ăsta așa, și anul trecut, dar anul ăsta punem mai mult teren, chiar dacă cerealele s-au ieftinit, a luat-o prețurile în jos, noi trebuie să punem pentru că ne trebuie mâncare la oi. Și dacă e un an secetos, să reușim să adunăm măcar pentru ele. Și așa trebuie în fiecare an să punem în teren un anume, cum să spun, câteva hectare de porumb, de floarea soarelui, de grâu, ovăz, ca poate o cultură dă mai multe randamente, iar cealaltă poate să dea mai puțin. Și atunci trebuie să ai mâncare. Poate nu-i fân și dacă paiele cu iarbă
balutăm mai multe paiele, dăm mai mult porumb. Na, deci trebuie să jonglez cu chestia asta. Și cum o stau pe stăbulațe, unii dintre ei s-au mai și scăpat. Dar nu e noroi înăuntru, dar probabil că de la căldura de afară, fiind pat de fân, de paie jos, s-au încălzit și i-au opărit la picioare, cred. Acum i-am scos afară, i-am tratat la picioare ca să fie mai bine și sperăm că de mâine încolo să le treacă. Săptămâna viitoare le împreun cu celelalte năpătate. După aia mai au din alea care sunt mai crude, care sunt mai subte bine și sunt mai mari, le bag iarăși aici și tot așa până după pași când le iau toate. Aia până atunci mai cred că vreo 3 săptămâni, mai o lună și le iau și pe alea. Și atunci v-am spus, până la sfârșitul lunii o să le... lunii mai, cam așa avem un plan. Vedem, nu știu. Ori dăm atunci, ori băgăm pe stabulație. Îi tundem, îi băgăm pe stabulație, nu știu, vedem. Prima dată tundem oile și după aia băgăm, dăm ei, că în momentul când tunzi oile, scade laptele. Și dacă iei după oi și tundem oile, nu scade așa mult laptele. Cred eu, nu știu, n-am... Așa credem noi. Mă, nu știu, chiar așa e bine să fie tunsă, nu știu. Dar noi anul ăsta vrem să facem, să tundem oile înainte de a da miei. Ca să tot timpul când am tuns oile, laptele l-am dereglat rău de tot. Pentru că în ziua aia oile stau închis, le tunde, le stresează, nu le place. Scade laptele și de obicei laptele, dacă astăzi o scăzut, cam azi, mâine, după aia greu, nu mai urcă înapoi. Sau dacă urcă, urcă foarte greu. Prețul la lapte, am înțeles că ar fi un preț bun. Nu știu cât de bun va fi atunci, dacă chiar așa va fi. Adică am înțeles ceva de 7 lei litru, dar nu prea cred. Acum, mie să nu fie ca și la kilogramul de miel. Un preț de la de toată lumea se ceartă că e foarte scump. Alții acum zice că e un preț de nimic la miel. Nu știu ce să zic, nu știu prețul ăsta. Dar eu zic că până când o să înceapă oamenii să dea laptele, iar ajunge la un 4-5 lei. Dacă o să fie pe acolo, cine știe. Plus că prețul ăsta la lapte acum îl dăm mare ca să îi facă pe crescător să dea miei. Și după ce dau mie, îi dă un preț și după o lună îl scade. Și spune, dacă vrei bine, dacă nu, să fii sănătos, tu te caută-ți în altă parte. S-a mai întâmplat cazuri în astea. Și la mei la fel. Dă acum un preț până să începe toată lumea să se ducă la ei la poartă. Când s-o duci la ei la poartă, vezi cum scade prețul imediat. Ca o cerere. De unde să încarcem. De asta nici n-am mai dat mie anul ăsta, pentru că anul trecut au și niște standarde, iau numai de la 12 la 15, 16, numai miei mijlocii, aia mari nu ți ia, aia mici de 10-12 kg spre aia mici, nu câștigi nimic, ăla de 20 unde ai putea să câștigi sau peste 20 nu ți-l ia, la vară ți-l ia la un preț de nimic, așa dacă când îi dau toți la un preț cap pe cap sau na, poate îi dăm pe selecție, dar nu e mai stres atât de mare. Plus că mă dat seama la care are acum 10 kg, 12, până în mai se face poate de 20, dau un exemplu, sau de 15. Ăla care are acum 20 se face de 30. Și câștig la, pierd poate la ăla mare, dar câștig mai la ăla mai micuț, sau invers. Anul ăsta încercăm o altă metodă. V-am spus, nu au melar, nu ori primit boabe, nici nu știu ce înseamnă boabe. Mai ce ori mâncat pe la bălăie cu oile, în rest nu le-am dat nimic anul ăsta. Numai din iarbă și din lapte. Încercăm și varianta asta, vreau să văd cum dă randament sau nu dă randament. Merg pe metoda veche. Nu zic că cealaltă
cu miei separați, nu ar da randament, dă randament, dar anul ăsta am zis să încercăm și asta, vedem la anul. Dacă anul ăsta nu va fi bine, la anul vom trece din nou la metoda veche. Oile s-au culcat, s-au făcut liniște, nu mai zbeare nici miei. Nu știu, cred că s-aude doar un clopot. Acum le las să doarmă. Și după aia pornesc înapoi la stenochiul. Le las să doarmă și le pornesc. S-au făcut liniște acum. Acum de mâine încolo începe el să alerge. Acum azi o zi, două, mai convins că îi dor picioarele, nici nu-s dus departe, dar după aia o să plece, când o să, cum e drumul acolo, când apucă toți ăștia să o iei pe drumul ăla, abia îi țină în fața lor. Ei fug pe marginile de la canale, de la astea, să joacă. Dacă mai apucă să vină și mie când bag și starpele alea, nu atinie, se vedeți atunci, circul de pe lume.